Una caldă, una rece în episodul de astăzi, însă cel mai important e că ne apropiem de pauza de iarnă și că lucrurile stau bine din toate punctele de vedere, zic eu. Salutare și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube Turtona GVM și bine ați revenit la episodul cu numărul 13, dacă nu mă înșel, din The Journeyman. Alborg, momentan Alborg și și pe viitor, aparent, Alborg. Și spun asta pentru că, așa cum ați putut vedea pe pagina de Facebook de acum câteva zile, am postat o poză în care am primit un nou contract, am semnat un nou contract între timp, un contract valabil pe 3 ani, stai că trebuie să-l și vedem pe undeva pe aici, contract info, da, 450.000 de euro pe, pe an, un contract semnat, cum vă spuneam, puțin mai de vreme, cu o săptămână, valabil până în 2024, an pe care eu, sincer, sper să nu-l prind aici și spun asta pentru că deja sunt la al doilea sezon la Alborg și 2024 ar însemna să nu progresăm, din punctul meu de vedere, ar însemna să ne prindă al patrulea an aici, spre al cincilea, deci Deja e un pic ca mult, dorim să creștem pe scara antrenoratului, așa că sper eu poate să nu ne prindă la alburi, dar nu să știe niciodată. Ce e important e că între timp facem cursul de licența continentală, ce? asta înseamnă că o să progresăm un pic în reputație. Sper eu ca până la sfârșitul sezonului să mai facem, mai prindem un curs uh, și să, de ce nu, să avem parte de un sezon atât de bun încât să primim și o primă ofertă eventual în, în vară de la o altă echipă mai, mai bună. Asta jucăm cu Velee care după noi zic eu că e surpriza numărul 2 al acestui campionat, unde tot Constantin Gâlcă este uh, antrenor. Uh, E o echipă nou promovată anul trecut, dar care acum se află pe locul 3, noi fiind pe locul 2, și astăzi jucăm locul 2, practic, ca și, ca și clasament, împreună cu un alt meci important, și anume meciul decisiv pentru calificarea în 8-16, nu știu ce, ale Europa League 2. Haideți să vă arăt ce s-a întâmplat între timp. Știți că ultima oară am vorbit noi și am zis că nu mai revenim cu un episod. Până în 2022 În cazul în care nu avem de ce Și că nu o să vă mai arăt ultimul meci din Europa Liga timp când nu o să mai avem șanse la calificare Ei bine, avem șanse la calificare Tocmai de-aia suntem astăzi aici În afară de meciul cu vei, Așa cum vă spuneam O să, avem, o să concludem acest episod Cu meciul cu Maccabi Tel Aviv Meci decisiv Față de ultima oară Ultima oară fiind Meciul cu Miștiland am jucat în cupă, un meci super prost, am reușit să ne calificăm cu o echipă din Liga 2 a doua, Viborg la penalturi, cu foarte multe emoții, deci meci foarte prost, abordat cu titularii chiar, nu, de fapt nu cu titularii, cu rezervele, au fost al doilea prim 11, dar na, am avut noroc la penaltiuri, au ratat ei și ne-am calificat noi. Amical în pauza de națională, amical cu Albor 2 ca să-i ținem în formă, Neinteresant, meci de campionat cu Eichberg 2-1, câștigat uh, destul de liniștit, zic eu, primind gol în minutul 86, însă până atunci meci controlat în totalitate de noi. Vine meciul de Europa League cu Leicester, unde scoatem acel punct de care aveam nevoie. Uh, un meci pe care nu l-am abordat defensiv, să țin să vă zic, am jucat prima repriză cu tactica pe care o știți, din a doua repriză, văzând că nu au marcat ei și văzând că scorul a... Uh, Maccabi Tel Aviv cu valuri, era 1-0 pentru valuri, dacă nu mă înșel la pauză. Uh, știam în momentul acela, valuri având 1-0 cu Tel Aviv, că avem nevoie de un punct în meciul cu Leicester ca să mai conteze ultima etapă. La pauză am scos Warball into box am scos Bimor expressive și Rana Defense, am crescut time wasting-ul la maxim, am rămas însă pe pozitiv, și am coborât doar linia atacanților în standard ca să fie distanța între compartimente un pic mai mică. Am văzut că între timp Tel Aviv marcase de 1-1 și mai apoi de 2-1, deci am întors la viv rezultatul cu valuri. În, acea, în, acel moment și înfrângerea în meciul cu Leicester ne punea în situația în care în ultima etapă să fim la mâna noastră și să trebuiască să câștigăm meciul cu Tel Aviv, evident, și atunci uh, am zis, ok, hai să încercăm să scoatem acest punct și dacă e să nu, nu ne iese uh, combinația asta, nu ne iese și aici Și am trecut linia defensivă în low, linia ofensivă în low, funda și în defense. Și atunci am scos acest punct care a contat enorm. Iar mai apoi am avut un meci de groază, uh, meci cu sondiar Sec, nu știu, locul 17-18-24... 30 echipă groaznică, care groaznic așa cum ea ne-a bătut după ce am început promițător cu un gol în minutul 2. Ni s-a accidentat în două faze la rând, odată Heimark și odată Prița. Prița fiind atacantul titular din momentul ăsta pentru că uh, atacantul nostru, Hintereser, este accidentat și-a rupt mâna. Și uite așa am pierdut meciul, 2-1, două goluri una după alta, după un gol primit dintr-un penalti, părerea mea care nu trebuia să se dea și iată pierdem contactul oarecum cu Copenhaga acolo sus. Dar astăzi hai să trecem la meciul de astăzi și astăzi, cum vă spuneam, jucam cu Velie, avem nevoie de victorie ca să menținem distanța mică între noi și Copenhaga și pentru a mări ecartul față de ei și să vedem ce o să iasă în privința asta. Mulți accidentați, dacă vedem acum primul 11 obișnuit, de fapt, și primul 11 stas al nostru, Croizer uh, este accidentat, în locul lui joacă Unterese, Camora este accidentat, în locul lui joacă Vătăjelu, Heimark uh, este încă accidentat de meciul trecut, uh, va juca Elias Andersen și Interese este și el accidentat, va juca Tim uh, Prița. Ca și rezerve, trebuie să ne bazăm pe Ross și pe Sean Parker, care este pe lista de transferuri. N-avem ce să facem. așteptăm cu nerăbdare pauza de, de iarnă. Pauza de iarnă în care sperăm să aducem poate 1-2 uh, jucători, în cazul în care vom avea și, uh, și bani, dar uh, asta o discutăm mai încolo. Episodul de astăzi, cum vă spuneam, se va termina după meciul cu Tel Aviv. Vom juca acest meci, după care catul obișnuit între meciuri și. Revenim cu meciul cu Tel Aviv, să vedem dacă ne calificăm în primăvara europeană. După care o să revenim cu un nou episod, de fapt în episodul următor vom, voi trece eu peste pauza de iarnă și... What? A, ah, că ești șaptele. Uh, Cruiser, Har uh, Cruiser Camora Highmark. Hai să vedem dacă vreunul dintre ei poate să joace. Highmark ar fi capable, așa că o să ne bazăm pe Highmark. Da, spuneam că în episodul următor puteți să vă așteptați la o recapitulare a eventualei perioade de, de mercato, dacă va fi cazul, perioadei de iarnă. Asta dacă o să și avem ce, ce discuta și dacă o să se întâmple lucruri în perioada de iarnă, că altfel n-are rost. Și vom reveni ca să scurtăm... Uh, I expect all the best to have fun. Ca să scurtăm seria și campionatul, de fapt ca să scurtăm campionatul până la urmă, ca asta, asta contează, ca să nu o mai lungim, vom reveni probabil cu meciul din Optim 16 Europa League 2 sau ce o să fie, dacă va fi cazul, bineînțeles, dacă ne calificăm în meciul următor. Dacă nu ne vom califica mai departe, probabil că o să revenim cu meci din playoff. În funcție de evoluția pe care o să avem în play-off, o să vedem dacă are rost să mai vedem mai multe meciuri din play-off sau o să ne rezumăm strict la, probabil, ultimele etape, acolo unde se va decide cine merge în Europa, cine nu, că noi cam pe acolo stăm. Suntem cam pe loc de Europa. Ca sezonul trecut, prevăd primele trei locuri. Și cam asta e. Eu... Intenționez și sper să, pe sezonul strict, sezonul ăsta de uh, sezonul ăsta din The Journeyman, să nu mai uh, avem mai mult de un, două, maxim, dar maxim trei episoade. Uh, trei episoade în. Condiția în care s-a ceva neprevăzut, gen ne luptăm la titlu până ultima etapă, sau ajungem în finala Cupei, sau ajungem în sfertul semifinale de Europa League 2. În cazurile alea, atunci probabil că o să ne lungim până la cel de-al treilea episod, uh, pentru că o să avem ce vedea. În cazul în care nu o să facem vreo performanță de asta ieșită din comun sau neașteptată, atunci o să rezum totul la probabil două episoade uh, pentru a-i avansa un pic în, în, această serie și a intra în sezonul 3, fie la Alborg, fie la o altă echipă, dacă vom avea oferte. Dar cam, cam asta e planul meu. De asemenea, nu uitați că începând de săptămâna asta, la un moment dat, nu știu când, încă nu vreau să vă promit lucruri, dar sunt sig sigur săptămâna aceasta, veți avea parte pe canal și de primul episod din, din cealaltă serie, serie debutantă pe canal Road to Gloria Bistrița. Era în road to glory de fapt, însă s-a nimerit așa de bine echipa care a ales o voi în, în voturi cu numele ei în sine, încât uh, o să se numească road to gloria bistrița. I'm not happy. Și da, vom, vom avea parte de primul episod din road to Gloria Bistrița săptămâna aceasta. O să fie un episod. Uh, în principiu scurt prin care vom evalua un pic lotul pe care îl vom avea la dispoziție în primul sezon. Vom încerca să vedem dacă facem câteva transferuri, dar nu cred eu că o să avem buget de așa ceva. Poate unul, doi jucători liberi de contract, deși nu cred. După care, foarte bine. E bine că se accentează lumea, e bine că ne luăm bătaie, e totul este superb. dar nu mă mai miră că așa pățim noi mereu când se apropie perioada de iarnă. Sper din tot sufletul să-l să-l vând pe Luca Sanders în sezonul ăsta, pentru că joacă la fel de prost ca anul trecut. Deci joacă la fel de incredibil de prost ca anul trecut, dar revenind la subiectul ăsta imediat, hai să-l termin pe alt. Prim episod, Rotul Gloria Bistița, săptămâna asta, nu știu când, și ca să închid cu episoadele și chestiile, nu uitați că pe canal a apărut, dacă n-ați văzut ieri, un episod special, un pic cam lung ce drept, cu 10 ani mai târziu în FM 2021, unde am simulat 10 ani de football manager, ca să vedem un pic ce se întâmplă în lume fără ca noi să antrenăm vreo vreo echipă. Așa că dacă nu l-ați văzut sau nu ați avut timp să-l vizionați, vi-l vi recomand. Egalăm între timp și asta e bine. Minutul 68 o să facem și schimbări. Vorbeam de Lucas Andersen ca să ne întoarcem la subiectul Alborg și să vorbim și despre seria asta și echipa asta. Uh, era mare upside-uri cum acolo. Uh, Lucas Andersen, dacă vă mai aduceți aminte, a avut o ofertă, am avut două oferte, de fapt, de la Leipzig și Krasnodar, parcă. Uh, în vară pentru el, sumă triplă față de cât are el ca și cotă de piață. Nu a vrut domne să plece. A, e, dă gol ăștia, n-ai treabă. Deci ne bate ăștia de... Ne sună apa în cap. Da, să fac ceva modificări dacă e cazul, dar n-am ce să schimb că am jucători accidentați și n-am pe cine. Pasa cu Ferreira, dar nu, că Ferreira chiar a jucat bine, deci n-are rost. Matias rost cu Telander, hai Mark cu Fosum și cam atât. Da, spuneam că el a avut ofertele alea în vară, n-a vrut să plece și noi ne-am zgârșit un pic, am tot ridicat sumele, dar n-a plecat. Până în momentul în care a avut acele oferte sau în timpul acelor negocieri, dacă vă mai aduceți aminte, el a început sezonul foarte bine, ba chiar în momentul negocierilor în sine, spuneam eu la vremea aceea, că nu m-ar deranja poate chiar atât de mult dacă n-ar pleca, nu mai aveți chipări, dacă n-ar pleca pentru că este un jucător care joacă bine, a început bine sezonul față de anul trecut și pe care pot să mă baze sezonul ăsta. Ei bine, după ce au picat acele transferuri, el n-a mai jucat nimic ca de obicei, n-a mai, mai jucat nimica, nici acum nu joacă nimica și am ajuns din nou în punctul ca sezonul trecut în care îmi doresc din toată inima să scap de el și pe 3 milioane numai să scap de el. Nu interese 2-3 săptămâni, perfect. Cat și revenim cu Tel Aviv. -ul. Lucrurile stau în felul următor. Noi jucăm cu Tel Aviv, ei joacă cu Lester. Vorbesc aici de valuri sau cum îi cheamă pe ea. Uh, stai să vedem ce le dăm aici: că sunt multe și nu vreau să-i destabilizez. end pur ran, că chiar e pur ran. Avem... Numai... Ultimele meciuri au fost groaznice. Uh, da, dacă Lester își face treaba și joacă așa cum trebuie și bate pe cei de la valuri, uh, cred că și pun egal suntem calificați, cred că și la înfrângere suntem calificați, sincer. Dacă Valur face vreo surpriză, trebuie să batem și noi. Dacă Tel Aviv bate și Leicester bate, cred că tot așa rămâne. Nu știu care e ideea. Adică, cred că Tel Aviv, singurul mod în care se mai califică, de fapt nu mai are cum, că iau 3 puncte și noi avem 7. Stai un pic să ne uităm, că deja... Dar nu mai știu cum, cum ne uitam. Cred că dacă dăm pe ceva pe aici... Nu mai avea, de obicei aici sus aveai chestia aia, acum nu mai ai. Asta e cu statistica vieții. Aici e ai înregistratul. Dacă dăm pe scor, iese aia. O să vedem la un moment dat. La un moment dat o să vedem clasamentul când o să marcheze Lester probabil sau ceva o să întâmple sau marcăm noi sau așa. O să ne arate clasamentul, modificările în, în clasament și, și vedem sau ne uităm la pauză. Ideea e că, ca să ne facem treaba ușoară, ne trebuie victoria asta. Trebuie să-i batem pe Tel Aviv, ultima în grupe, ar trebui să ne revenim. Uite, bun, clasamentul. Deci, Valuri deschide scorul cu Leicester, exact ce vă spuneam eu, că dacă Valuri face vreo surpriză, atunci și noi nu batem Tel Aviv, Valuri trece peste noi. Deci, nu în cazul în care Lester nu-și face treaba, singura variantă rămâne a victoriei. Dacă Valuri face egal, atunci a... noi și cu un egal să ne calificați. Deci, cam asta e singurul coșmar. Noi să nu învingem. Leicester egalează imediat ceea ce Na, era de așteptat. Singurul coșmar e ca noi să nu învingem și uh, valuri să. să bată la Lesnar. E cam, cam singurul lucru care se poate întâmpla și care ne mai scoate pe noi din cărțile calificării. Pentru că, așa cum spuneam, Tel la Vivare 3 puncte. Dacă bate astăzi, face 6, dar dacă Valor pierde cu Leicester, noi rămânem la 7 puncte și tot ne calificăm. Dar eu sper să câștigăm, pentru că avem nevoie de moral, avem nevoie de încredere, venind după două meciuri de campionat pierdute și un egal în cupă cu o echipă din Liga 2, deci n-am mai bătut pe nimeni de foarte mult timp. A fost egalul cu Leicester, singurul meci de Doamne ajută, dar în rest. Se joacă groaznic, e ceva de neînțeles și nedescris. Asta și din cauza accidentărilor, sunt sigur de treaba asta, dar nu vreau să dau vina pe accidentări acum, sau doar pe accidentări. E efectiv un efort colectiv slab. Sunt câțiva jucători care nu mai au ce să caute în lotul ăsta, dar de care nu scăpăm și sau nu reușim să scăpăm. Și mă refer aici la Sean Parker, care era un jucător ok cam camp acolo, anul trecut, s-a accidentat, Uh, ruptura ligamentelor ceva cruciate, încrucișate spate, genunchi, habar n-am 7-8 luni pauză alea 7 luni l-au costat în așa încât a trecut în statutul de backup player în un important go home player știi, vindă-l sub toate formele și costurile posibile uh, alți jucători care încep să devină de natura asta sunt probabil Simone Pasa mijlocașul defensiv care e încă ok pentru backup, dar deja începe să nu mai fie ok. ish uh, alt jucător care nu m-a surprins anul ăsta și transfer făcut anul ăsta, dar care n-a dat randamentul așteptat, să zicem așa, este Vătăjelu. Uh, și a avut ceva meciuri în picioare, chiar dacă Camora este titularul de drept. Cât a fost Camora accidentat acum, el joacă titular, el joacă titular și astăzi, dar nu m-a surprins sub nicio formă. Și obișnuiți, Lucas Andersen, care trebuie să plece sub, oh, e or, sub orice critică și abia aștept să-l vând pe orice bani oricărei echipe. Uh, Pedro Ferreira care e acolo, mijlocașul defensiv titular, e ok, dar nu mă inspiră. Ivar uh, Iver Fossum, clar, un alt jucător care n-are ce căuta sau care mai degrabă mi-aș dori să-l vând. Uh, și cam ăștia sunt. Sunt, uh, sunt și câteva părți bune de până acum, și anume Cristea, un câștig major de anul trecut. Știam că e bun, dar anul ăsta chiar uh, este foarte bun. Prica, Prița sau cum o chema puștul ăsta, care devine încetul cu încetul titularul de drept în echipă. Uh, pot să zic că și interesă titularul titularul actual de drept din, din echipă pe poziția de atacant, dar accidentat. Are un sezon mai bun decât anul trecut. Kusk e ok. Are același tip de, de sezon ca anul trecut cel puțin până acum. Adică nu e nici eficient, dar nu e nici superb. La mijloc mai e... Uh, Hinters, Highmark, nu Hinterberg. Highmark care joacă mai bine un pic parcă decât anul trecut în formula asta. Pare că s-a adaptat mai bine acest 4-3-3 la mijloc acolo decât în uh, 4-2-3-1 de anul trecut. Telander la fel e ok, uh, și o alt, nu un alt câștig, dar un alt jucător pe care pot să mă bazez uh, sezonul ăsta și care știam că o să fie un backup bun sau cel mai bun backup al nostru uh, decât în momentul în care l-am cumpărat este. Zeigler care joacă fundaș central, mijlocaș defensiv, mijlocaș central, fundaș stânga, parcă, și care, da, e un, e un jucător cum trebuie. Și cam atât. Mă bucur enorm că terminăm episodul cu victorie, în sfârșit. Mă bucur enorm că ne calificăm mai departe, pentru că în ultimul episod eram foarte foarte supărat pe, pe treaba asta și eram foarte supărat pe jucători. Uh, acum văd că lucrurile stau un pic mai bine și câștigăm totuși 4-0 chiar detașat și ne calificăm mai departe. Între timp, Valur face un meci cu Lester de povestine poților 3-3. Uh, da, Valur clar, surpriza plăcută, nu mă așteptam. Dacă nu pierdeam meciul trecut, uh, eu zic că meritau mai mult ei să se califice decât, uh, decât noi, oarecum. Dar iată că norocul a fost de partea noastră și până la urmă am reușit să obținem ceea ce, ceea ce ne-am ne, -am, ne -am propus. Cât ne-a dat pentru asta? Cât, cât bani să dau în nene? 190.000 și 100 pentru locul 2, deci undeva la 300.000 primei, undeva la 2 milioane, cred că în Europa League normal, pentru, pentru a ceva sau pentru ce am făcut noi acum. Și am mai primit 41. În fine, bun, ăsta a fost episodul de azi. Nu uitați încă o dată că săptămâna asta va ieși și Road to Gloria Bistrița, primul episod. Uh, nu uitați, de episodul apărut ieri, episod special cu 10 ani în viitor. Uh, și nu uitați să dați like, share și subscribe, bineînțeles. Eu am fost Radu, toate cele bune. Ceau!